Consiliul Județean Hunedoara pregătește noi investiții la unitățile sanitare din subordine pentru asigurarea unui act medical de calitate. Pe ordinea de zi a ședinței desfășurată vineri s-au aflat și trei noi proiecte care vizează atragerea de finanțări nerambursabile prin programul Sănătate pentru Spitalul Județean de Urgență Deva și Sanatoriul de Pneumoftiziologie Brad. Proiecte care vor asigura accesul crescut al pacienților la sistemul public de sănătate. Cele trei proiecte se ridică la suma de 32 de milioane de lei și vizează dotarea cu echipamente medicale de ultimă generație a secției oncologie și la infrastructura laboratorului de microbiologie ale Spitalului Județean de Urgență Deva, precum și investiții în infrastructura compartimentului de microbiologie din cadrul laboratorului de analize medicale al Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad. Sunt investițiile care au fost preconizate, sunt investiții care mai vin, sunt diferite ghiduri care se deschid și vrem să nu pierdem niciun ban european pentru a aduce bani în județul Hunedoara și a aduce bani în spitalele care sunt în subordinea Consiliului Județean Hunedoara.